În după-amiaza zilei de joi, 13 iunie, în sala mare a primăriei municipiului Câmpulung s-a desfășurat un spectacol cultural prilejuit de lansarea volumului Zdrențe, în prezența autorului Cristian Emanuel Ștefănescu, a invitaților, a specialiștilor și a iubitorilor de poezie și de literatură în general. O surpriză deosebită a evenimentului a fost incursiunea prin arta muzicală, datorită invitatelor de onoare Teodora Ciurezu, la vioară, și Maria Rionesei, la pian, care au delectat publicul prin interpretări de excepție. După ce a fost prezentat autorul Cristian Emanuel Ștefănescu, mai ales prin prisma premiilor naționale și internaționale obținute pe parcursul timpului la concursuri de poezie și creație literară din România, Republica Moldova, Italia și Statele Unite ale Americii. Acesta nu este debutul autorului. El are publicate încă două cărți, mai exact Muzica unei inimi și Volumul Spectru. Au fost evidențiate ramificări ale cărții, urmând ca autorul acesteia să își expună propriul punct de vedere asupra lucrării. Nu o să vorbesc foarte mult despre mine, întrucât Răzvan a făcut-o deja, m-a lăudat suficient, cred că toată lumea s-a plictisit deja, glumesc. Așa că o să trec direct la fapte, după cum spunea și o expresie romană, acta non verba. O să vă recit în continuare, zic eu, o poezie apropiată de suflet. Se numește Somnul fără ploape. Dacă măcar pentru o noapte ne-am lipsit de ploape, cât din somn ar mai fi vis și cât realitate? Din care unghi al ochilor s-ar strânge în cornee toate umbrele pierdute la marginea vederii? Al câtelea organ de simț e somnul fără ploape, de poate să perceapă un vis în realitate. Bravo! Și pur și simplu exact ce îmi vine în inima mea, în mintea mea, în timpul respectiv, le scriu pe hârtie. Mă pot inspira și din ce am trăit în ziua respectivă, de obicei scriu seara. Ce să vă spun mai mult? Încercați și dumneavoastră să vedeți cum e. Acum... Momentele muzicale au fost introduse pe parcursul desfășurării evenimentului. Teodora Ciurezu, Maria Ionesei au fost alături de noi. Într-o abordare neconvențională, aliniată stilului cărții lansate, primii invitați la cuvântare au fost patru dintre tinerii musceleni implicați în numeroase proiecte și premiați la concursuri naționale, inclusiv în sfera creației lirice. Astfel, Miruna Avram ce acoperă tristețea decât un ochi ce plânge din adâncuri. Andrei Grecu de toate, dar oprindu-o de a fi cu adevărat liberă. Diana Baldovinescu la închisul ploapelor din ochi se șterge lumea. Și Șerban Florescu trăsătura țării mele, cea mai frumoasă trăsătură a materialului care îmi sunt, e senzația țării mele. Au selectat și au recitat unele poezii scrise de Cristian Emanuel Ștefănescu. Într-o nouă secvență din programul spectacolului cultural și-au exprimat aprecierea prin discursuri captivante unii dintre invitații prezenți la eveniment, persoane cu erudiție artistică și spirituală. Acest băiat, care prima oară când l-am văzut, era atât. Acum mă uit la el așa. Este minunat. Ultima parte a evenimentului a constat într-o sesiune de autografe pentru cei care au achiziționat cartea proaspăt lansată. În timpul dedicațiilor literare oferite de autor, primarul municipiului Câmpulung, Liviu Ioan Țăroiu, prezent în cadrul evenimentului, le-a împărtășit aprecierea personală părinților lui Cristian Emanuel Ștefănescu pentru activitatea desfășurată.
aș fi vrut să-l felicit și să vă felicit că ați crescut acest băiat. Și sperăm să continue și va continua, sigur că va nu mai continua. Dacă, este o altă dacă microbul s-a instalat, nu că mai are să ați văzut că profesia este cu totul alta. Am văzut, da, da. La Mușcel TV vom difuza o emisiune în care vom cuprinde întreaga desfășurare a spectacolului cultural pe care vă invităm să o urmăriți în curând, la o dată pe care o vom anunța din timp.